Cine știe cum să cadă, știe și să se ridice. O lecție pe care Radu, următorul concurent, o știe cel mai bine. Am lucrat 5 ani de zile la fabrică paste făinoase ca hamal, însă acum activez ca DJ în club de noapte la karaoke. În Moldovenia o talentă am decis pentru că așa o mare șansă pentru a-mi demonstra calitățile mele muzicale și pentru a uimi întreaga țară. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart wheel on the floor. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are and I wonder what you do. 2 membri ai jurului nostru zâmbesc, sunt foarte bucuroși de apariția acestui personaj. Domnul Mihai Munteanu are o față mai costumărită. But let me stand by and say I love you. Sala! Sala e ruptă de pe cap! Sala a venit! Sala l-a iubit deja! Măi, Radule, măi, ai cântat bine, măi, măi, ceva frumos are. Ai o voce sensibilă, frumoasă, și ai cântat cu sentiment. Pentru mine asta este important. Mie mi-a plăcut. Mulțumesc. Ceva nu mi-a ajuns, nu știu ce, nu pot să înțeleg ce. Poate mai multă emoție, mai multă pasiune. De-aia te rugam, poate să vii, să cânti sultanii, ca să ai în fața ta obiectul cântatului, ca să fie mai simplu, să fie mai clar. Obiectul pasiunii. Tu, când interpretezi o piesă, ai nevoie în fața ta să fie obiectul cântatului? Nicu, înțelegi-l când cânte despre la ciocana să fie cu cană, ea vrea să vadă o cană. În față. Sau în față, sau deja... Catlete cu goroh, să vadă catlete cu goroh și apoi goroh cu catlete, să vadă goroh cu goroh. Ce spun jurații, maestre? Îmi pare rău, eu spun nu. Tania? Da. Da, Tania a zis da! Mihai a spus nu, însă Tatiana a spus da. Acum Nicu va decide. Eu îți spun... Eu îți spun da. Mulțumesc! Yeah.